La această tăiere de locuri, noi am reacționat un pic altfel. Adică am încercat prima oară să discutăm cu Ministerul, am scris și un comunicat în care practic am cerut explicații, fiindcă s-ar putea să fi fost o eroare sau s-ar putea în același timp să fie o distribuire pe bune, corectă. Și am spus, vă rog frumos să ne spuneți de ce am primit aceste locuri mai puține, care e metodologia și care e formula de calcul. Evident că n-am primit aceste detalii, să înțelegem de ce noi am avut 200 de locuri tăiate și Universitatea din București 300, sau altă universitate a primit în plus cu nu știu câte sute de locuri. N-am primit aceste răspunsuri, dar mai mult am văzut, și ăsta a fost motivul pentru care am venit în fața voastră, am văzut răspunsul pe care Ministerul l-a dat către Universitatea din București, un răspuns care pe noi ne-a îngrijorat foarte mult, fiindcă este un semn pentru o boală mai profundă, după părerea noastră, a sistemului academic. Adică, să dai un răspuns Universității din București, o universitate care a avut ca rector, profesori, absolvenți, oameni ca Iorga, Emil Palade, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, și să spui că poate Universitatea din București nu merită gradul de încredere ridicat în țară, în condițiile în care 45 de universități din cele pe care le avem în țară au deja grad de încredere ridicat, este un lucru extrem de grav după noi. Dar am uitat și la argumentele care au fost aduse în calcul, pentru a-și justifica această poziție, argumente care, practic, iarăși ne-au speriat extrem de mult, fiindcă sunt argumente nu doar diferite, ci în opoziție cu bunele standarde și practici internaționale. Ori aceste argumente vor fi folosite, punem pariu și putem anticipa acest lucru, în proiectele care se derulează în acest moment la nivel de minister, și anume clasificarea universităților și clasificarea școlilor doctorale. Deci, practic, după noi, în acest moment, tăierea numărului de locuri este doar un simptom pentru o problemă mult mai profundă, care ține de modul în care este conceptualizat, modul în care se înțelege mediul academic, un mod care ne separă pur și simplu de tot ce înseamnă aria europeană a educației și cercetării, și care va avea implicații majore asupra ceea ce se va întâmpla. Aș puncta doar câteva lucruri. De exemplu, ni s-a spus că marile universități au un număr prea mic de profesori raportat la numărul de studenți pe care l-au. Așa este. Nu doar marile universități, aproape toate universitățile de stat. Problema este că n-a spus Ministerul că noi, ca să putem avea mai mulți profesori, ar fi trebuit să primim o finanțare mai mare. Dacă primim finanțarea mai mare, facem concursul și încercăm să atragem și români din diasporă, și români din țară, și cadre didactice internaționale, astfel încât să putem să avem mai mulți profesori la numărul mare de studenți pe care le avem. S-a spus că e o problemă, fiindcă la universitățile noastre, în anumite zone, mai ales în zonele care țin de aspectul multicultural, linia maghiară germană, dar și la multe secții care țin de linia română, avem prea puțini studenți la masterat, sub 20. Dacă vă uitați la practicile internaționale, Harvard are 74% dintre cursurile pe care le oferă, cursuri cu studenți sub 20. Ni s-a spus la un moment dat că e o mare problemă că nu avem o adecvare între programele noastre, piața muncii, și specializările inteligente. Da, asta este o miză care ne privește pe toți. Și noi vrem să avem programele adecvate la piața muncii. Dar așteptăm să vedem un studiu serios, nu păreri, ale unor indivizi care nu sunt specialiști în domeniu și care să ne spună, uite, aceste programe sunt adecvate pentru piața muncii, aceste programe sunt mai puțin adecvate, dar, repet, nu păreri, ci studii cantitative după care noi să le putem ghida. Stimați reprezentanți ai presei, acum 2 luni am primit o metodologie, un proiect de metodologie de distribuire a locurilor la licența noastră și doctorat. Rezultatul se vede aici. Rezultat care n-a corespuns acelei metodologii. Deci metodologia a fost abandonată și deși la nivel național s-au distribuit cu 908 de locuri mai multe la nivel licență, master, doctorat decât în anul trecut, la Universitatea Babeș-Bolyai, la licență am primit cu 29 de locuri mai puține, la masterat cu 200 de locuri și la doctorat cu 42 de locuri mai puține decât în anul precedent. Nu putem aprecia această distribuire decât o ignorare a competenței, a calității învățământului și cercetării din universitate. Ce constat eu este un atac fără precedent după 1989 a conducerii Ministerului Educației asupra universităților. Eu nu țin minte, de când sunt universitar,
ca ministerul să-și atace propriile universități. Ceea ce vedem acum pe mine, pur și simplu, mă pune foarte mult pe gânduri. A doua chestiune, apropo de acele calificative aduse Universității din București, dar și a modului în care ministerul a răspuns criticilor venite din partea Universității București și a celorlalte universități din Consorțiul Universitariat, mi s-a părut ciudat din perspectiva creierii, așa o văd eu, învrăjbirii între domeniile de studiu, adică ne referim la cele smart specializări și la cele domenii de inteligență în educație și domeniile tradiționale. Eu nu cred și nu o să vedeți niciodată în Franța sau în Germania sau într-o altă țară europeană să spună că e nevoie numai de ingineri și medici și nu mai avem nevoie să nu mai punem accentul pe alte meserii, cum ar fi economii, juriști sau, de ce nu, istorici sau cu tot biologi sau alte domenii, matematici sau alte domenii. Pe de altă parte, ce văd iarăși, nu numai că ne vrăjbim între domenii, ne vrăjbim între universități. Rolul nostru, și ați văzut, niciunul dintre noi n-am încercat să atacăm sau să creăm o oarecare disensiune între noi și universitățile regionale. Mă refer la marile centre universitare și universitățile regionale. Modul în care s-a făcut această repartizare a locurilor, către asta ne îndeamnă. Iar dacă ar fi să exprim în bani ce impact financiar a avut asupra universității, fiindcă am văzut că și Universitatea din București a făcut-o zilele trecute și noi am făcut un calcul la nivelul universității noastre. Nu o să amintesc numărul de locuri, doamna proiector Șos a făcut-o deja. Eu vă spun doar că pe Universitatea Babeș-Bolyai această măsură, din punct de vedere bugetar, a privat-o de 8.250.000 de lei. Aici vorbim la toate nivelurile de studii, licență, master, doctorat. Ca reprezentant al studenților în Universitatea Babeș-Bolyai, având în vedere situația în care ne aflăm, m-am consultat cu toți reprezentanții studenților din Consorțiul Universitar și am aflat că toți suntem surprinși într-un mod negativ de modul în care Ministerul Educației Naționale reușește să gestioneze acest proces de acordare a locurilor bugetate. Și noi credem că acest proces ar trebui să fie unul transparent, un proces ce inspiră încredere și nu pune sub asediu templele cunoașterii, templele educației din România. Astfel, noi, ca și o soluție, vrem date concrete și vrem să vedem modul în care au fost alocate acele locuri. Ideea că s-au tăiat locuri, sigur, este problematică, dar mesajul este mult mai general. Se schimbă, practic, jocurile și standardele în mediul academic, România se separă de ceea ce se întâmplă la nivel european, se fac niște ierarhii interne care nu sunt justificate prin criteriile internaționale și se caută acum tot felul de criterii ca să justificăm ierarhiile pe care noi le știm. Le facem așa, după interesele noastre. Repet, nu ne temem și putem accepta faptul că merită să, nu știu, să ni se ia locuri la anumite programe. Dar vrem niște studii serioase, vrem o argumentare serioasă și vrem formula. Să înțelegem de ce, cum naiba s-a întâmplat că formula respectivă a dus la scăderea numărului de locuri, în primul rând la universitățile din consorții universitare. Poate că e pe bune. Dar nu am văzut, repet, metodologia și formula. Și când am văzut argumentele, ne-am îngrozit. Ăsta este motivul pentru care am vrut să facem acest mesaj public. Locurile sunt o problemă, dar mesajul este că se distorsionează mediul academic, se fac ierarhii interne, ne separă de ce se întâmplă la nivel european și asta va costa țara pe termen mediu și lung. Sărăcie și înapoi.